Felix, fă-te comod pentru că, Cocolic și lor, astăzi este ziua cea mare pe care toți Cocolic și Felix o așteaptă de foarte mult timp, inclusiv eu și bebele. Pentru că astăzi tu, Felix, vei reacționa la casa pe care eu și cu bebele am făcut-o de mult timp, împreună cu abonații, pentru că și ei mi-au dat sfaturi. Da? Și dacă tu mai vrei să mai pui ceva pe aici, să știi că... Am și camera mea? Camera mea de gaming? Vedem. Am camera pentru lucrurile mele așa mare cât o hală. Răveți butonul de Cocolike pentru camera mea. Deci apăsați butonul de Cocolike și ziceți-ne cât de mult ați așteptat episodul acesta. Cât a durat asta să faci tu? Mult. Cât a durat? Mult. Mult. Vreo 2 luni, cred că. Bun. Hai să vedem. Ești gata? Ați apăsat butonul de Cocolike. Deci, la videoul acesta vreau să depășim 10.000 de Cocolike-uri repede. Astăzi. 3, 2, 1... Start. Este mașina ta, Felix. E cam place. Un lucru nu-mi place. Ce? Culoarea casei. Păi Cocolic și-au spus că alb este de cocovilă. Și aici am ales și ai de cococioabă? Sau ce? Chestia este că tu poți să alegi ce transformări facem la casă. Albă! Albă, toată albă? Deci fă casa albă, nu știu, parcă mă gândesc că e grajd. Deci vrei deja să mă pun să o voruiesc? Păi eu nu încep cumva. Păi dar trebuie după aia să-mi iau schelă și, să pun și gândește-te ușa, de ce e așa întunecată ușa? Deci, stai să vedem. Astăzi, Felix, tu reacționezi doar. Și dacă vor nucile de cocos și cocolicșe și tu, mai facem un episod după în care schimbi. Tu schimbi. În care schimb eu ceea ce îmi zici tu. Ce zice? Deci tu pe listă să ții minte. Casa da. O faci de culoare albă din asta albă, da, sau cu placaj de... Da, eu schimb în timp ce îmi spui sau tu. Sau cu marmură dacă ai, nu. O să faci... Să știi că există să punem și cu piatră. Deci în primul rând, îți prea multe flori. Deci scuză-mă, dar Cristina, asta nu e grădina botanică. Și în al doilea rând, ce l-ai pus, mă, și pe... Asta din My Hero Academia. Că așa l-am găsit și mi s-a părut interesant. L-am găsit la primele episoade când ai început să te uiți la My Hero Academia. Și am zis că ți-o fi plăcut. Deci stai că vreau să ți-l prezint. Partea asta din dreapta este zona de relaxare și cu sala noastră de sport în aer liber. Dacă să mă relaxez de lata mirosuri de plante, crezi că mă relaxez, eu pus mai vin și albine. Uite, aici ți-am pus sac. Da. Vezi? Ai am pus aici bicicletă, greutăți, de care am avut și eu. Am pus peste ca să te motiveze. Aici e bandă dintre asta masă de abdomene. Și aici aia să-ți faci mușchi la mâini. Da, e frumos. Și mă vede și lumea din stradă și crapă de invidie că da. E burtă. Dar trebuie să fac și abdomen. Așa? Și când... E fain asta. Și mă plouă. Păi să zicem că nu te plouă prin data asta. Să zicem. Și după ce ai făcut sport, da. Uite, vii aici și ți iei o cireașă din copac, nutrienți, ca să se pună mușchii mai bine. A, da, pentru proteine. Și aici, aici nu am asfaltat sau cimentat, că am vrut să faci sport așa, să te conectezi cu natura pe iarbă. Dacă după ce faci sport, dacă o să mai fie acolo, e gazon, cred că o să fie acolo, pământ. Nu cred că o să mai fie. Deci, ai văzut la da, ăsta e gazon dintre ăsta, ultra mega rezistent. Am înțeles, de fotbalist. Așa. Și aici te și relaxezi uitându-te la peștișori, uite-te, vezi? Foarte frumos. Mișcă-ți că-ți beți. Poftim? Zici că-ți beți la cum se mișcă. Dar e fain, foarte fain e pondul ăsta. Deci, asta ți-am făcut zona de relaxare și stai să am aici o surpriză pentru tine. Dacă vrei, după ce dai aici pum la sacul de box, aici ai, Felix, grădină. Cred că aici ai tu grădină. Ia să văd ce grădină am eu. Grădină de legume! De obicei ți-ți place smeură, ai pus smeură? Ei, am pentru, pus aici pentru tine. Și aici am pus și mure, ia uite-te. Pentru tine. Și aici jos am pus căpșuni. Pentru tine. Și salată. Dar ce tu nu mănânci? Și aici ți-am pus multă salată, morcovi, păstârnac și roșii mari și roșii mici. Și uite, m-am gândit eu că aici e dormitorul nostru și dacă ți se face foame, întinzi mâna pe geam și iei o roșie. Frate meu, tu știi cât de mâncă la o grădină din asta? Da, uite ce frumos trei grădinari. E foarte frumos aranjat. E trei superbă, grădinari. Îți place. E fain. Hai să închidem aici ușa. Haide. Așa. Și ne ducem aici. Ce firmă e mașina asta? Dar eu vreau Mercedes, ce asta? Păi știu, le-am zis și eu la bună asta, nu era Mercedes aici. E cred că e mai faină. Ce faci de asta? E ceva fain. Ai zis că dacă nu vezi tu ce mașini îți mai plac de aici. Eu știu tipul ăsta de mașini.
ziceți în comentarii ce mașină e, că tipul nu mai ăsta știu. E foarte fain de mașină, se cheamă Vreau să compensez. Pentru că, pentru că eu vreau mașină de familie, ca să așa, fain, nu dai mie reliu de 19 ani. Și eu am vrut să caut o mașină de familie, stai să vezi, că era aici, ultima oară am de anul dat, dar nu știu dacă și-o făcut, dacă, uite, am vrut să-ți o iau pe, uite, astea sunt toate mașinile, le vezi? Da. Așa, asta e mică, asta e pentru Smart Rose. Eu ți-am luat-o pe asta și mai am pus-o pe asta, dar nu se încarcă. Asta am vrut să-ți mai pun. GLS-ul, ai fain. Așa, aia am vrut să-ți pun. 1.500.000 costa, ați luat toți banii. Asta care ți-a luat-o, cred că costă vreo 4. 4 milioane? Da, e scumpă. Hai de mine. Așa, și aici e zona copiilor, Felix. Și uite, și a noastră să jucăm. Super, și dai în stradă mașina. Nu, pentru că aici am zis eu, este o plasă, doar că e invizibilă. E tehnologie, nu? Am înțeles. Așa, copiii aici au leagăne. E faină zona asta pentru copii. Aici au căsuțe cu jucărilor și aici au iepurași. Uite că a fost Paștele și le-am luat iepurași de Paște. După aia vedem noi ce facem cu ei. Îi dăm înapoi la pet shop. Ține numai de Paște. Și tot aici pentru Vai, copii. Vai ce fain e cortul ăsta. Uite, le-am pus aici să facă cort. Să facă cort. Să facă camping. Și avem și o fântână frumoasă, cute, vezi? E foarte faină fântâna, că am văzut la cineva care avea fântână și veneau păsările și lăsau ceva o surpriză. Peste tot așa făceam. Știți ca la tub, știți ca la tub. Asta e o fântână la care nu vin. Nu vine, cu ulei prăjit, pui cartofi prăjiți. Asta e mingea de fotbal și de basket unde-i? Nu e de, am pus eu ce am avut. Am înțeles. Așa, deci tot e muncit. Auzi, dar asta e pentru copii zona asta? Da, e pentru Ia copii. De puțin la basket, cât are? 4 metri în sus. Dar aici la basket am zis că ne putem juca și noi. Am înțeles. Doar astea așa pentru copii. Am, acum și uite, am făcut aici în spate o zonă mai intimă, vezi, să nu ne vadă. Copii. Și să fie și mai așa, adică gen dacă e aici se distrează și fac gălăgie, să atenueze puțin gardul ăsta, știi? Și acum vii în zona de relaxare. Ia uite, avem aici o piscină. Da, e bună piscină aproape de copii. Avem aici, ia uite, și ți-am pus aici o carte cu de Stanley, cu toate chestiile. M-am gândit eu la tine. E super, doar că eu nu citesc comic bucură, citesc manga. Păi, dar nu era manga am, aici. Am înțeles. Și te vezi? Foarte frumos aici, cu lavanda. Da, dar de ce străi? Cine mai invistă? Cine străi sucuri? Păi avem și noi doi și copilul. Copilul joacă copii acolo. Bine, noi doi și... Eu beau două pahare, lasă, eu beau două pahare. Da. Bun, îți place. E fain. De ce sunt formă de inimă măcărunzii? Că le-am pregătit eu cu drag. Dar foarte fain. Foarte fain zona. Așa. Și aici am pus și pentru copiii mici, ca să se joace. Și uite, șezlongurile și am pus aici înghețată, mere și suc. Și asta pentru tine dublu. Dar de ce mănânc eu dublu că să mănânc, bă, ce trag la sală? Da, mă îngraș aici. Da. E foarte fain leagănul ăla. Am mai pus și câte o minge pe aici, gen copii se joacă. Un leagăn, vezi? Mm-hmm. Foarte frumos. Deci îi place, înțelegi, leagănul ăsta? Numai că e cam bălegărățos, dar este fain. Aș vrea de altă culoare. Mi-au zis cocolișii să pun altul leagăn, nu mai știu la care s-au referit. La ăsta. Dar e faină, nu? E faină zona. E și ne-am place. Nu sunt foarte multe opțiuni de piscină. Am înțeles. Pare așa, la gen am făcut-o eu. Piscină din aia. Nu-i... Și aici avem zona de... Aici e viață. Aici e viață, îmi place lui Felix. Aici faci tu pizza. Și uite, și aici avem o bucătărie, vezi, acoperită. Ok. Așa, aici e bucătăria noastră, ai condimente. Aici ai și un tort pentru ziua ta. Și aici se face și salată. Uite, ți-am pus aici sosuri, bulion ca să faci pizza, luat, vezi, condimente, roșii proaspete. Tot. Nu, de asta e. Da. Foarte fain este. Și ăla e de aur? Tot e de aur acolo, ce da, văd așa? Uite, e de aur, îmi permit. E de aur că suntem bogătași. Și aici am făcut la masă, uite. O, ce superbă este. E foarte. Și asta e pizza făcută de tine. Seamănă. Și am pus aici niște tortillas făcute de tine. Tot fac eu. Am făcut și merele. Așa. Hai să facem azi o pizza, că am foame. La cuptor, dintre astea, vezi? Facem pizza azi, ce zici? Place, da? Da, doar că super de multe plante. Da, cam multe. Aici avem și o pisicuță, cafeluță. Cafeluță îl cheamă? Da. Ce cu coada așa? E fericit, uite, miroase florile. Am înțeles. Și aici este zona de o terasă care ești de la noi din dormitor. Ia uite artista. Și am pus aici ca să pictăm. Știi? Ia uite, vezi ce chestii faine am aici. Deci le-am pus cu mânuța mea. Și uite aici au făcut și copii desene și le-am făcut o mini expoziție. Talentați. Da. Și aici au și ei colțul lor.
Când vin prieteni, uite, să deseneze și aici, să se simtă și artiști. Înțeleg. Cam place. Aici se mai dau pe balansoarul ăsta. Și aici avem un cățel. Ce, mă, orangutanul ăsta de câine? Eu dacă mi-au câine, nu mi-au așa orangutan, mai micuț. Tu știi că ăsta când îți face... A, face un bălăgărăsoare. Numărul 2 cu văcuța. Uite, aici bea el la pică. Are canapeluța și m-am gândit... Am crezut că e a mea, sau la copiilor, e a lui. E a lui. Și am pus la umbră. Și m-am gândit eu că dacă noi aici gătim și mâncăm, nu o să vină pe acolo. Să avem și acces la grădină și din spate. Ce mai întrebi, mă, că am roșii la bulion, la cutie? Îți place curtea? Curtea e faină. Mi-ai dovedit ceva, Cristina. Ce? Ce se poate face cu spațiu mare și bani mulți? Asta să știi că e spațiu destul de mic. Ok, ce face cu spațiu mic și cu bani mulți? Da, așa, e foarte fain. Așa. Și mai ai făcut și în casa? Am făcut și în casa. Normal. Ești gata? Hai să vedem. Am pus aici o sonerie. Ai de mine. N-are dintre aia mai modernă cu sunet. Vreau din aia cu bip. Vrei cu bip? Da. Hai. Stai, înainte să zic. Înainte de asta, totul era gen open space, bucătărie cu salon. Ce părere ai despre asta? Oribil. Vedeți? Oribil, deci și prăjești, îți miroase în păr și în toată casa. Da. Deci, păcăleala este că dacă dintr-un salon și o bucătărie tai în două și ai bucătărie separată de salon, vei avea o bucătărie mică și un salon ok. Deci e făcută doar ca ți se pare mai mare. E vrăjeală! Și după ce am făcut tot, m-am gândit că nu-ți ți-ar plăcea și am șters tot și am pus zid și am făcut bucătărie separată. Deci e arhitectura aici. Stai să vezi. Deschidem, da? De ce e roz? Este roz. Este pastel roz. Nu m-aș spaia. Așa. Și aici e roz. Hai să închidem. Aici avem un cuier. Nu-i roz. Piatra e roz. Asta e ametist. Îți place ametistul. Ce îți place ametistul? Aici se pun papucii. Tăi? Ai noștri. Am înțeles. Așa. Bun, aici am pus prima dată un acvariu, dar l-ai văzut tu cu altă ocazie, în altă. Nu mi-a plăcut. Slipper nu ți-a plăcut. Și aici am construit eu bucătăria. Du-mă în bucătărie, acolo se arată talentul unui om. Hai să vezi bucătăria. Dar am făcut așa cu uși dintre astea ca să pară spațiu mai mare. Ce culoare e bucătăria? Asta e bucătăria ta sau a noastră? Uite, e o combinație. E foarte faină scaunele astea de diner. Da. Aici o să mănânce, mâncăm noi și copila. Și uite, un nou fiert aici, îți place? Uite, vedeți, am pregătit cozonac. De la bunica. Cu mac? E cu un mac maro. Cu mac maro, exact ce vreau. Uite aici ne punem pâinea. Da, Cristina, tot timpul vrea într-o cutie să pun pâinea. Eu vreau să pun pâinea. Uite ce ți-am pus eu aici. Să-ți pregătesc salam cu pâine și cu cartofi prăjiți și cu clătite. Mâncare de sport. Am înțeles. Îți place ce am făcut eu aici? E faină bucătăria, dar... Avem și dintre ăsta care nu-i roz. Stai să deschidem. Mie, știi cum mi se pare bucătăria asta? Cum? De Barbie studentă. Așa mi se pare. Dacă Barbie ar fi student la facultate. Avem și pahare pentru musafiri. Pentru Barbie. Deci nu, du-mă de aici, că eu văd pe Barbie acum. Da, deci au tocurile. E prea roz, nu? Hai, de mine și ăla e roz. Da, știu, nu m-am putut abține. Și aerul e roz, du-te. Du-te de aici. E fain pentru studentă, super fain. Uite aici, ai oglindă să-ți vezi freza înainte. Văd roz, studentă. Bun, și acum este salonul. Cum de nu pianul roz? Da, gândește-te așa, putem schimba culoarea, da? Dar gândește structura și cum le-am organizat. E cam fain cum le-am organizat, nu? Uite, aici avem... Ce, te apucă tremuriciu? Nu, că nu-i fain. Știi cum este? Nu este fain pentru casa mea. Eu știu cum vreau să fie casa noastră. Este fain pentru un student și pentru... Dar ce student își permite așa ceva? Barbie! Barbie, ia uite ce frumos ți-am pus. Bine, aici. Bine, drept, casa e spațioasă, e faină. Uite, am pus aici că... trofee pentru cel mai bun tată. Ia spune, scrie. Te-am uns la suflet. Hai să vezi. Unde scrie? Scrie, uite. World's best dad. Și unde-i poza cu mine pe ea? Nu-i. Foarte fain. Așa, aici cântăm la pian. Am pus acolo ca să ne fie căldus la picioare. Deși noi avem încălzire în parduseală peste am tot. Am înțeles. Așa. A, nu, nu, să nu mai văd cimineu, nu mai pot. Cât am... V-am zis? Deci cât am spart la lemne și termite am avut în lemne și fum și cum prima a făcut dată focul. Eu aici am pus un dulap, dar cocole și-au zis să pun un cimineu și am zis că nu trebuie mie cimineu. Da. Aici ai fructe, e totul sănătos aici. Vezi, telecomandă, salam tot. Și... Da.
Și aici stai și te uiți la televizor. Da, nu poți să mă la temineu dacă șeminul ăla merge în continuu. Hai să-l închidem. Gata, l-am închis. Dar ăsta nu e cu lemne, ăsta e cu telecomandă. Da, nu trebuie. Nici de Crăciun? Nu, să-l fugi de aici cu el. Pun pe televizorul. Bun, da, dar zici și lucrurile care îți plac. Face de tine. Dar îți place și aici, uite-te. Îți place, în afară de roz îți place. A fost muncă, Felix. Zic că-ți place! Dă-mi la altă cameră! Îmi place leul ăla de acolo. Leuțul ăsta? Da, da, și mie îmi place. Și aici avem în holul. Așa, Doamne, aici ce hol e ăsta? Ce hol? Holul expoziții? Da, pentru că am vrut să avem o bibliotecă. Și n-am avut unde să o pun decât aici. E interesant, ce să zic. Așa. Vezi, vezi, șmecherii aici, avem o grămadă de chestii de familie, dar am uitat, Felix, să-ți arăt. Ce crezi că se află aici? Camera de bebe? Ha? Sau baia? Nu știu, cocolicilor. Mai avem mult din casă de reacționat. Eu zic să lăsăm mister și facem partea a doua. Dar asta e casa care dacă ai vrea să locuiești tu singură în interior. Nu, în Felix, exteriorul. Nu, locuim noi și copiii. Și vezi, vezi ce urmează. Și trebuie să văd toate astea în fiecare dimineață. Tot rozul ăsta și mineul ăla nu m-a traumatizat 5 ani de spart lemne la teracotă. Așchi în degete. Uite, apeși pe buton doar și de Crăciun arată bine. Și unde pun praf de Crăciun în casa asta? Uite aici, dai palmierul ăsta la o parte și îți pui aici. Și unde pun palmierul? Palmierul ei și-l pui aici. Am înțeles. Vezi, am răspunsuri pentru orice. Sau poți să-l pui aici. Bun, deci, zi-mi măcar ce ți-a plăcut. Ți-a plăcut sala de sport? Te-a plăcut grădina, locul copiilor. Da. Recunoaște! E o casă faină, dar mi se pare că este o casă pentru o persoană ocupată care vine din când în când puțin acasă. Nu este caz din aia super family, știi? Dacă aș fi ocupat și vin la 8-9 seara și lucrez, da, este o casă super faină. Dar știi cum am gândit eu? Să o fac mai minimalistă ca să nu fie atât de multe lucruri. Știi? Adică să se păstreze tot timpul ordine. Păi ordinea dacă stai numai în casă. Păi da, tu n-ai văzut cât de multe chestii avem afară? Petrecem tip afară. Am înțeles, asta este o casă în care stai mai mult afară, dormi în casă și restul faci tot afară, stai aici numai când plouă. Păi da, deci mai avem acolo o cameră, două, trei, patru, cinci camere este, de reacționat este pentru data viitoare. Este designeristică casa, trebuie să recunosc. Da, vezi? Ne rupeți bătăne cu colegi, eu nu pot să gândesc bine că mi-e foame. Da, și Felix o să mai reacționezi la partea a doua pentru că e mult. Sper să nu fie miros. Să nu fie miros? Să nu fie nimic roz. A, nimic roz? Să știi că nu cred că mai este roz decât... Cum de n-ai pus covorul roz? De design. Am înțeles. Dar ți-a plăcut, recunoaște că ți-a plăcut. Este cu stil. Vezi, și e destul de aerisită, nu te înghesui. Dar nu prea geamuri. Cum nu? Uite-te, cu sunt închise. Păi le deschidem. Așa, pe acum. Așa. Uite, sau nu, că după aia se face curent. Am înțeles. Bun. Ne vedem data viitoare, sunt nu știu ce. Abia aștept să faci și partea a doua. Fiți pe fază că o să urmeze curând. Și să fie acolo în baie lumânări și tot. Apăsați butonul de coco like, iar ne vedem data viitoare. Pa! Roz.